Vă urez succes. Vă îndemn să îndrăzniți, să experimentați, să studiați și aceste lucruri să le faceți la superlativ, pentru că ceea ce v-ați propus în viață, în viitor, să devină realitate. Vă îndemn să nu uitați pe cei care au trudit pentru dumneavoastră, părinți și profesori deopotrivă, cărora le mulțumim, dar și comunitatea. Spun asta pentru că și dumneavoastră, la rândul, veți trudi ca alte generații să umple această frumoasă viață civică de vibrație și bucurie. Succes! Astăzi ne aflăm aici pentru a sărbători o mare realizare. Absolvirea noastră. Așa e? Este un moment de mare bucurie, emoții și mândrie. Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră, în calitate de șefă de promoție, ca să pot împărtăși câteva gânduri legate de ultimii 4 ani împreună cu dumneavoastră. În primul rând, aș dori să mulțumesc profesorilor. Fără îndrumarea, răbdarea și dedicarea acestora, nu am fi fost cu toții în acest loc în care suntem astăzi. Ne-au fost ghizi, modele, iar pentru asta ne suntem profund recunoscători. Mulțumiri speciale se îndreaptă și către părinții noștri. Au fost pilonii noștri de sprijin, sursele de încurajare și ne-au susținut necondiționat. Au fost alături de noi în momentele de încercare și ne-au sărbătorit victoriile mari și mici. Vă mulțumim pentru aprecierea și devotamentul frumoasă. Trebuie să învățați în continuare și să demonstrați celor din jurul vostru că sunteți puternici, hotărâți de a face ceva bun cu viața voastră. Desigur, eforturile noastre, ale cadrelor didactice, ar fi fost în van fără sprijinul părinților voștri, dar și a tuturor instituțiilor locale și județene, care ne-au ajutat în permanență. Astăzi, de ziua noastră, a dascălilor, cel mai frumos cadou pe care puteți să ne-l faceți este să zburați lin în viață, și noi, profesorii voștri, vă așteptăm oricând să ascultăm poveștile succeselor voastre. Privind retrospectivă, liceul îmi pare să fi trecut asemeni unei vacanțe de vară, repede și foarte repede. Și pot spune, onest, că aceasta a fost posibilă datorită profesorilor și colegilor ce mi-a fost dat să-i întâlnesc și cu prietenia cărora mă mândresc. Întâi de toate, îmi doresc să le mulțumesc familiilor noastre. Vă mulțumim, dragi părinți, frați, surori, bunici și bunicuțe, pentru încrederea voastră nelimitată și iubirea necondiționată. Vă mulțumim că ați fost răbdători, că ne-ați oferit tot ce ați vă mai bun și mai de preț și că nu ați renunțat să credeți în noi. A fost frumos, dar nu ușor de cele mai multe ori și pentru ce ați realizat până acum, eu vă felicit din suflet. Reușita voastră este reușita comunității întregi, a noastră, a tuturor, a părinților care v-au fost mereu alături, a autorităților locale care v-au asigurat condiții de studiu și a noastră, a profesorilor care am sădit în fiecare dintre voi bucățele din noi înșine. Astăzi am ajuns aici în fața dumneavoastră, realizez că visul meu s-a îndeplinit fără a conștientiza asta. Chiar dacă în clasa nouă nu a fost ușor să ne cunoaștem colegii din cauza pandemiei, pe parcursul celor 4 ani de liceu am legat prietenii frumoase, unele din păcate poate prea târziu. Băncile liceului ne-au fost casă, iar profesorii, părinți. Acum a venit momentul să ne luăm rămas bun de la locul în care ne-am format ca viitori adulți. De aceea le mulțumesc domnilor profesori pentru că mi-au călăuzit pașii, le mulțumesc antrenorilor ce m-au crescut de mică și nu în ultimul rând îi mulțumesc familiei mele pentru că, indiferent de ce aș face, știu că este alături de mine. Mă bucur că am reușit să vă fac mândri de mine. Dragi absolvenți, vă doresc mult succes în viață. Vă mulțumesc! Vă mulțumim încă o dată pe toți în același timp tare! Și încă o dată că e voie! Atenție! Numărați împreună cu mine! 10! 8! 7! 6! 5!
4, 3, 2, 1... Vei ani bine.